Eu mulțumesc tuturor pentru prezență. Ne întâlnim astăzi într-o ședință a Colegiului Prefectural, un singur punct pe ordinea de zi, și anume etapele desfășurării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021, rolul instituțiilor publice în promovarea autorecenzării online în perioada martie-mai 2022. Alături de mine i-am pe membrii comisiei care gestionează recensământul la nivelul județului Constanța, domnul subprefect Șenol Ali, secretarul general al Consiliului Județean, doamna Neslin Jafar, de la Consiliul Județean, domnul Ferenț. De asemenea, este domnul Codrin Popoi, din partea Inspectoratului de Poliție, domnul Grecu Dorin Sasu, din partea Oficiului de Cadastru, doamna Monica Eliana Constantin, din partea Direcției de Statistică, Daniela Coman, de la Statistică, este doamna? Okay. Domnul Adrian Gafâncu, din partea Serviciului de Telecomunicații Speciale, doamna Anca Ghițulescu, de la DGSPC, domnul Mircea Vadeș, de la Inspectoratul Serviciului de Imigrări Constanța, și din partea Inspectoratului Școlar General Județean Constanța, domnul Sorin Mihai. Am ales un alt fel de format pentru acest colegiu prefectural, având în vedere atât faptul că pandemia există, suntem aproape de peste 6.000 la nivelul municipiului Constanța, am ales formatul hibrid, dar am ales să invităm alături de noi și reprezentanții presei, întrucât vorbim de un eveniment și de fapt de un proces foarte important, recensământul general al populației și locuințelor. Este un proiect de țară, un proiect mamut, un proiect care are implicații pe multiple planuri, de la cel mai mic cătun până la nivel național. O radiografie a populației și a locuințelor este importantă pentru orice proiect care vizează România. În acest context, implicarea tuturor instituțiilor, implicarea fiecăruia dintre noi sunt mai mult decât importante. Mesajul și suportul de care avem nevoie din partea presei este de asemenea foarte important, pentru că oamenii trebuie să înțeleagă importanța acestui proces a recensământului, precum și anumite particularități pe care recensământul are în acest an. În primul rând vorbesc de introducerea unei componente digitale în ceea ce înseamnă recensământul, partea de autorecenzare. Pentru prima oară în România, oamenii pot, din confortul casei, să se autorecenzeze, să-și introducă datele în platforma guvernamentală și astfel să participe la definitivarea cu bine acestui proiect de țară. Tot ca o componentă de noutate este și autorecenzarea asistată. Există nu doar recenzori care se vor prezenta la domiciliul cetățenilor din cadrul județului, din raza județului, dar în anumite puncte fixe care vor fi anunțate de fiecare unitate administrativ teritorială, cei care doresc să se autorecenzeze, însă nu au posibilitatea sau cunoștințele necesare, pot veni acolo pentru a primi ajutor și a realiza această autorecenzare. Autorecenzarea va debuta pe data de 14 martie, va dura 2 luni de zile. Este esențial ca în această perioadă cât mai mulți cetățeni să recurgă la această posibilitate, astfel încât următoarele 2 luni în care se va desfășura recenzarea clasică, rezultatele să fie cele scontate, a recensământul se definitiveze în bune condiții, având în vedere și faptul că este ultimul recensământ clasic. Este ultimul recensământ în care fiecare om în parte trebuie să-și completeze datele. De la acest moment încolo, orice alt proces se va desfășura doar pe bază de proteste, de procese statistice, prognoze și așa mai departe. Aștept o implicare masivă din partea tuturor celor care au o responsabilitate față de cetățenii Constanței, fie că sunt plătiți de la bugetul de stat sau din fonduri private. Pentru mai multe detalii, cadrul legislativ, etapele care s-au parcurs până acum, instruirile, distribuirea,
tabletelor, etapele care urmează a fi parcurse pentru definitivarea în bune condiții acestui proiect de țară, o voi ruga pe doamna Monica Constantinescu să vă prezinte date. Bună ziua! Numele meu este Monica Constantin, sunt directorul Direcției Județene de Statistică Constanța și coordonatorul UJIR Constanța, adică Unitatea Județeană de Implementare a Recensământului. Este o structură la nivel local, iar la nivel central există Unitatea Centrală de Implementare a Recensământului, care se ocupă de toate aspectele tehnico-metodologice ale acestui recensământ.